Vă salut, prieteni din Grădina Urșilor. Câțiva dintre voi mi-ați cerut detalii cu privire la construcția sistemului de susținere Gable la Vița de Vie. Era un filmuleț mai vechiut unde îl prezentam eu, dar s-a pierdut undeva în neantul YouTube-ului. Și am zis să revin cu informații constructive și la ce e bun acest sistem de susținere, în primul rând, la Vița de Vie. Mai exact, sistemul Gable este folosit la soiul de struguri de masă. Este un sistem care intensifică, practic, cultivarea viței de vie, astfel încât putând obține o cantitate de recoltă teoretic dublă la hectar în comparație cu sistemul clasic de șpalier vertical. Nu este nimic nou sub soare, nu este inventat de mine. Sistemul este adus din Italia, cred, chiar dacă Gable sună poate mai englezesc. Ca idee, după 5-6 ani de când îl folosesc eu, vreau să vă spun câteva avantaje, dezavantaje mai întâi, după care o să vă dau și datele constructive. Avantaje, cum vă spuneam eu, este că aproximativ dublează numărul de butuci la hectar, practic dublează și cantitatea obținută, teoretic. Practic nu este chiar dublu, însă se mărește cu 30-40% cantitatea de struguri obținuți recoltă. Însă lucrul ăsta se obține doar dacă respectăm toate legile tehnologice, îngrășământ, tratamente fitosanitare, agrotehnică, așa mai departe. Deci tot trebuie să fie brici ca să putem obține, fiindcă butucii fiind practic mai vechi cultivați, există un stres, există o concurență a sistemului radicular și bineînțeles că nu pot da randament maxim dacă nu le oferim și noi hrană, apă, agrotehnică, așa mai departe. Pentru cei, deci ca și avantaje vă spuneam, deci este producția superioară. Un dezavantaj pe care l-am avut, cel puțin în zona mea, este legat de combaterea dăunătorilor, ciugulitorilor, mai ales păsărici, păsări, grauri și viezi. Fiind sistem, practic, două rânduri, pe un rând, să zic așa, avem două sârme, da? Pe o sârmă se află un butuc, pe cealaltă sârmă alternativ alt butuc, formându-se practic două rânduri în evantai stânga-dreapta. E, acest lucru îmi face să mai grea protecția cu plasă a ciorchinilor, a strugurilor. Ați văzut și în alte filmulețe, eu protecția o fac cu saci, saci cu șnur. Și este destul de consumatoare de timp și de resurse, chiar și sacii sunt destul de scumpe. Gândiți-vă că la câteva zeci de mii de ciorchini amețești la un moment dat, dacă n-ar fi soiul cu acea alternativă, eu cu greu aș face la suprafața pe care o am eu, 2-3 mii de metre. E mai vorbind, dacă ar fi o suprafață mai mare, sincer, n-aș avea timp. O soluție mult mai rapidă de acoperire a strugurilor ar fi fost să pun stânga, dreapta, plasă. Însă rândul fiind destul de lat, fiind două sârme, nu prea am cum să pun plasă. Există gaură prin mijloc, practic, gaură în care pot pătrunde, poate dacă nu păsările, dar măcar viespile fără nicio problemă. Fiindcă ar fi greu să unesc, ciorchinii se află undeva în zona aceasta, da? Deci se văd și inflorescențele. Deci e greu să unești plase de stânga-dreapta atât timp cât ai distanțierile acestea aici, două rânduri de sârmă, deci este mult mai ușor pe un rând, pe un șpalier simplu vertical, unde avem o singură sârmă, e simplu acolo, mult mai simplu, distanța practic vegetativă nu este atât de mare, e mult mai îngustă și atunci vin cu o plasă stânga, o plasă dreapta, unesc sus, unesc jos și aici am făcut o pernă lungă
sigilată în care nu pot pătrunde păsări și viespe. Deci ăsta ar fi dezavantajul sistemului Gable în zona mea, o zonă, uitați-vă, jugneastră, cum se vede, plină de păduri, mirești, viziere și așa mai departe, unde am o faună foarte, foarte bogată. Însă, cu siguranță, sunt zone de deal unde nu avem atâtea păsări, atâtea adăposturi pentru viespi și alți dăunători care vor să lipape ciorchinii. Acolo acest sistem ar merge foarte, foarte bine. Deci unde nu avem probleme cu grauri și cu viespile, vreau să zic. Din această cauză, eu am înființat în partea elaltă, o să ajungem noi poate cu altă video și acolo, anul trecut o nouă mică plantație, n-am mai folosit sistemul Gable, am folosit sistem vertical simplu, unde voi proteja strugurii, cum v-am spus și mai înainte, cu plasă orizontală dintr-o parte în alta rândului, stânga-dreapta, unit sus cu clește, jos cu clește și am scăpat, zic eu, măcar teoretic, dar ar trebui să iasă fără probleme. Și nu mai scap de saci, sacii de protecție la fiecare ciorchinaș, care, vă spuneam, este foarte consumatoare de timp treaba aceasta. Bun, haideți că am încheiat cu avantajele și dezavantajele sistemului Gable. Fiecare sistem necesită distanțe de plantare diferite a butucilor. Lucrul ăsta cu distanțe de plantare eu l-am filmat în alt filmuleț, îl găsiți pe canal. Dacă dați o căutare distanțe de plantare, o să vedeți, nu mai repet. Haideți să vedem și din punct de vedere tehnic cum l-am construit. Primele două rânduri de sârmă sau primul cornier, ca să fie mai ușor, este la 70-80 cm de sol. Folosesc cornier 40x40 cu 4 în carne și vă spun, cornierul este destul de solid, dar chiar și așa, dacă vii un pic, Sergiu, aici să vezi în timp, sistemul ăsta deci are 6 ani. Uite aici deja, datorită greutății lăstarilor, să observ un U, vezi? Deci el deja s-a îndoit ușor, vezi? Se vede? Deci nu mai este drept cornierul și se lasă ușor. Deci el deja se îndoaie. Cornierul e foarte solid, 40 cu 40 cu 4. Deci sub nicio formă să nu folosiți cornier mai subțire. Eu l-am montat acest sistem pe șpalier de beton, ideal din punctul meu de vedere, și ar fi dispărut această problemă cu îndoitul de aici. Ar fi fost dacă l-am construit pe țeavă de fier, țeava până sus betonat, ar avea un suport și aici, unde la mine nu are, și firele acestea de sus trag datorită greutății lăstarilor și toată presiunea este aici, pe beton, deci pe picioarele meu aici e deficitar. Dacă ar fi fost țeavă de jos până aici sus, atunci ar fi super ok. Bineînțeles, costurile cresc acum, na, asta este, fiecare își face calculele. Deci ca idee pentru șpalier, cornier 40-40 cu 4. 70-80 cm primul cornier, al doilea cornier foarte important, la aproximativ 20-25 cm de primul, ca lățime, primul cornier are 30 de cm, ăsta este variabil, nu este nimic bătut în cui, dar trebuie să avem o distanță suficient de mare ca să existe spațiu între aceste două rânduri care se formează. A doilea cornier este ceva mai mare, 35-40 cm. Al treilea cornier, 50 cm. Și de aici, practic, am sudat acest trapez. Lateralele trapezului, tot 50. Și baza mare, trapez. Așa zis, un trapez. Baza mare, 1,50 m. Dimensiunile sunt cumva rotunde, 50-50-150, astfel încât putând tăia din bara lungă la de 6 metri, să nu avem resturi, rebuturi și așa mai departe, să avem totul folosit ok, dar ca și dimensiuni e foarte ok. Se aerisește bine, este voluminos, spațios, via crește foarte fain, deci e super ok. Ce să vă mai zic?
cam asta e sistemul. Întinzătoarele pe care le folosesc. Uitați-vă că aici chiar pe rândul ăsta am două feluri de întinzătoare. Primul folosit este acest tip pe care eu l-am scos din uz. E destul de greu de întins, trebuie să învârț aici la manual. E mai simplu, mult mai simplu, așa vi l-am arătat eu și în altă parte. Șurubul ăsta cu cap inel, practic de aici am agățat sârma, de aici venim cu o filetantă, cu o tubulară, înfiletăm și automat se întinde foarte, foarte ușor și elegant sârma la mașină. Și am plecat. Deci, în schimb, la acest întinzătoare totul e manual, învârți, distanța e destul de scurtă, la un moment dat trebuie să mai scoți de aici. Nu. Ar trebui să le punem în funcție și de mărimea rândului, bineînțeles, și într-o parte a rândului și în partea cealaltă. Se montează mai greu șufa, uitați-vă, trebuie prins aici, am niște cleme cu piuliții mici, învârți de amețești. E ceva care nu cred că se merită. Cam asta a fost cu sistemul Gable. Sper că v-am răspuns la toate întrebările, fiindcă mai mult lume mi-a scris, sincer mi-e greu să scriu la toată lumea. Acum cred că am clarificat problemele. Dacă sunt alte întrebări, lăsați comentarii, vă răspund cu drag, fără atunci o problemă. Până la următorul filmuleț, v-am salutat, spor la treabă și ne auzim cu bine, numai bine!